Medicamentul natural din putinică. Ce conțin murăturile și cum te ajută garnitură de nălipsit iarna de la diverse preparate, delicioasele murături aduc numai beneficii organismului. Legumele dulce acrișoare, pregătite toamna de orice gospodină, sunt adevărate medicamente deoarece conțin surse importante de vitamina C, A, licopen și magneziu. Prin fermentare, legumele și fructele dau naștere unor bacterii sănătoase, care contribuie la întărirea imunității și la reglarea microflorei. Mai mult decât atât, murăturile ameliorează alergiile și previn apariția cancerului, întrucât reduc inflamațiile din organism. Este important, însă, ca murăturile sa nu conțină foarte multe ingrediente sau abdaosuri, ci doar apă și sare. Oțetul și zahărul sunt contraindicate. Beneficiile murăturilor pentru organismul 1. Murăturile îmbunătățesc digestia. Murăturile ajută la digestia meselor bogate în carne și grăsimi, înmulțind bacteriile probiotice din sistemul digestiv. În plus, fiindcă sunt slabe în calorii și bogate în fibre, murăturile sunt indicate în dietele de slăbit, întrucât pot regla greutatea corporală și preveni obezitatea. Foarte importante pentru sistemul digestiv sunt și condimentele pe care le adăugăm la murături. Usturoiul contribuie la echilibrarea bacteriilor din organism, iar boabele de muștar previn balonarea. 2. Murăturile sunt probiotice naturale, murăturile sunt o sursă naturală de probiotice, ceea ce le face ideale nu doar atunci când avem imunitatea scăzută, ci și când urmăm un tratament cu antibiotice. Murăturile protejează flora intestinală și acționează pentru sănătatea digestiei. Varza murată este unul dintre alimentele care odată murat, capătă proprietăți probiotice și efecte curative. Mai mult decât atât, varza murată are efect anticancerigen, hepatoprotector, antioxidant și antiinflamator, așa că nu ai niciun motiv să nu o consumi din plin, în sezonul rece. 3. Murăturile întăresc sistemul imunitar. Murăturile sporesc imunitatea, devenind un aliat de nădejde în lupta împotriva recelilor și virozelor de sezon. Gogoșarii permit asimilarea calciului în organism, în timp ce varza murată, bogată în vitamine și minerale, fortifică organismul și devine un energizant natural când suntem supra solicitați. Gogonelele sunt o sursă importantă de vitamina C și, consumate cu regularitate, previn astmul bronșic, iar sfecla roșie murată detoxifică organismul și întărește imunitatea datorită conținutului bogat în vitaminele A, C, B6, calciu, magneziu, fier și acid folic. 4. Varza murată elimină toxinele din organism. Varza murată, în special zeama de varza acră, detoxifică organismul, îl remineralizează, curăță intestinele și previne constipația. Pentru că aduce repede o senzație de sațietate și stimulează digestia, varza murată este alimentul ideal în dietele de slăbit. De asemenea, varza murată accelerează procesul de ardere al grăsimilor și restabilește microflora intestinală. 5. Murăturile protejează ficatul și reducul cerele gastrice. Proprietățile hepatoprotectoare ale murăturilor au fost demonstrate științific. Murăturile, în special gogonelele, sunt ideale în afecțiunile hepatice, eliminând toxinele de la nivelul ficatului. Datorită conținutului mare de acid lactic, murăturile sunt ideale pentru ameliorarea problemelor digestive. Castraveciorii murați contribuie la o digestie sănătoasă și la reglarea tractului digestiv, datorită conținutului bogat în fibre. 6. Conopida murată este un antioxidant natural. Conopida murată are un efect antioxidant puternic, contribuind la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi. Fiind considerat un antioxidant natural, conopida murată poate preveni anumite tipuri de cancer, de sân, de colon, de prostată, pulmonar sau ovarian. Întrucât este bogată în potasiu, conopida murată, reglează tensiunea arterială și ritmul cardiac, previne formarea cheagurilor de sânge și împiedică formarea colesterolului pe artere. Totodată, conopida murată este benefică în combatarea dismenoreei, chisturilor ovariene și tulburărilor de menopauză. Pentru care vitamina C, magneziu, potasiu și calciu, conopida fortifică sistemul imunitar și grăbește vindecarea infecțiilor respiratorii. Este important ca fructele și legumele puse la murat să fie proaspete, nepătate și neatinse de brumă. Nu uita să adaugi la ele condimente sănătoase și naturale precum mărar, cran, frunze de țelina, usturoi sau boabe de muștar. Profitați de calitățile murăturilor. Servite cu un pilă fior, cartofi ori prăjiți, ori pireu sau chiar copți, sunt extraordinare. Poftă bună! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noi materiale utile și interesante, apreciați conținutul canalului pentru susținere și distribuiți canalul cu prietenii voștri.